Primăria municipiului Timișoara caută profesioniști pentru a ocupa 9 posturi în cadrul administrației. Posturile sunt pe perioadă nedeterminată cu program full-time de 8 ore pe zi și sunt disponibile în următoarele domenii: comunicare, digitalizare, politici de tineret, politici de mediu, cultură organizațională, documentații tehnice pentru infrastructură rutieră, eficientizare energetică clădiri, reabilitare clădiri, monument istoric și inginerie trafic. Invităm atât persoane cu experiență în domeniu, cât și tineri aflați la început de carieră să aplice pentru aceste poziții și să contribuie la creșterea calității vieții în orașul nostru, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara. Perioada de depunere a dosarelor pentru concurs este 28 august 16 septembrie. Dosarele se pot depune fizic la sediul Primăriei Timișoara sau în format electronic la adresa de e-mail a instituției.